CSM Dunărea nu a fost în cea mai bună dispoziție la revenirea la propriul patinoar. Echipa gălățeană a fost învinsă atât de Proghim Gheorgheni cât și de Steaua. Mihai Brandabur crede că echilibrul se va menține și în semifinalele play-off-ului. Eu spun că la ora actuală echipa Dunărea este mult mai așezată și mai bine închegată, dar iată că și Gheorgheni a luat niște jucători și a mai făcut două linii cu care să joace. Steaua este în componența normală cu care au jucat în tot sezonul, deci sunt mult mai bine pregătiți linie cu linie. Dar șansele sunt egale la ora actuală. În ultimele două turnee a câștigat când Gheorgheniu contra Steaua, când Steaua contra Galațiului, când Galațiul contra Gheorghenului. Ieri a câștigat Steaua, alaltă ieri a câștigat Steaua, ieri a câștigat Gheorgheniu, astăzi nu se știe ce se întâmplă, deci... Din păcate... Dunărea va avea un adversar redutabil în semifinalele play-off-ului. Echipa gălățeană va întâlni campioana Corona Brașov. Primele două partide se vor disputa sâmbătă și duminică în orașul de la Dunăre.